Palpitanta întrecere din campionatul Ligii a 3-a va continua în weekend cu jocurile din cea de-a doua etapă din play-out. Primele două clasate ale seriei a 7-a își vor măsura forțele la malul Dunării. Poziționată în fotoliul de lider, Viitorul Șimian caută să-și consolideze locul cu un rezultat pozitiv în partida cu ocupanta locului 2, Jiul Petroșani. Ambele trupe vin după victorii în campionat. Într-un asemenea meci, dorința, ambiția și dăruirea pot face diferența. E un avantaj că avem două meciuri acasă, dar și o presiune, pentru că știm foarte bine acasă trebuie să joci mult mai bine, nu e o presiune a publicului, dar o presiune bună din punctul ăsta de vedere. O echipă care este pe val și a avut rezultate foarte bune în ultima perioadă, știm ce joacă și să sperăm că la finalul jocului cu Jiul Petroșani vom aduce din nou cele 3 puncte și vom rămâne acolo pe prima poziție. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în acest derby. Episodul 3 dintre Viitorul Șimian și Jiul Petroșani este sâmbătă cu începere de la ora 17 pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin. În sezonul regular, mehedințenii au înregistrat un bilanț pozitiv pe teren propriu, au terminat la egalitate 2-2, iar în retur au învins în Valea Jiului cu 1-0. Severineanul Răzvan Mogoș de la Corvinul Hunedoara a fost protagonistul unui interviu pentru emisiunea Corviniștii. Revenit de la Naționala sub 20 de ani, mijlocașul a vorbit despre experiența sub tricolor, dar și despre începuturile și obiectivele sale în sportul rege. Răzvan a dezvăluit că fratele său, fost component al FC Drobetei, în perioada 2007-2009, apoi trecut și pe la Ripensia Timișoara, a fost jucătorul pe care și-a deschis ochii în fotbal. Fratele meu a jucat fotbal și el de performanță a jucat și la Liga 2-a. Și normal, de mic, ia-mă și pe mine la antrenament cu tine, fă-i cu mine aia, m-a învățat tot ce făcea el la antrenament, încerca să-mi explice și mie, pentru că na, au văzut în mine ceva de mic, un talent născut. Și de la frate, mie de la frate, sincer, am început cu fotbal, pentru că mă duceam tot timpul cu el aproape, aproape în fiecare zi cu el la antrenament, mă uitam la ei cum fac. Și m-a atras foarte mult fotbal. Da, acasă la Severin. Severineanul și-a făcut junioratul la CSS Drobeta, dar și în Italia. Chiar dacă a revenit în țară, sportivul se vede nu peste mult timp tot în campionatul italian. Am fost în probe și eu la vârsta de 14 ani, cred, 14-15 ani, da. Am fost prima dată la Entella. După, au zis că să mai vin o dată, am fost la Bologna în probe. Și au vrut să mă țin amândouă, și la Bologna și la Entella, dar am preferat Entella, fiind club Serie B, am preferat Entella, am rămas acolo. Și eu, ce să vă zic, o experiență foarte, foarte bună, am învățat extrem de multe chestii din Italia și încerc să le aplic, bine că n-am cum să le uit, și încerc să le aplic în continuare, să rămână aceleași. Și dorința mea pe viitor e să mă întorc în Italia la o echipă. Mogoș a ajuns în vara trecută la Corvinul, nu înainte însă de a trece și pe la UTA Arad, unde a dat probe de joc. Până la urmă a ajuns sub Furnale. S-a integrat perfect, joacă bine, marchează, e titular și rescrie istoria alături de albaștri. Sincer, nu mă așteptam când am venit în vară prima dată să fie chiar așa, dar ușor, ușor, pe parcurs s-au pus toate lucrurile la punct. Și cei din staff și restul care sunt pe lângă. Mai ales doar la meciul cu Steaua, ați văzut câtă mobilizare a fost în perioada aia, în zilele alea. Nu mă gândeam, sincer, chiar nu mă gândeam să fie așa. Eu sunt foarte mulțumit, sunt bucuros și sper să fie din ce în ce mai bine, să promovăm la Liga 2 și să fie Corvinul unde este loc. Răzvan Mogoș este al doilea jucător severinean care îmbracă tricoul Corvinului Hunedoara după ce la începutul anilor 90 Valitița a evoluat vreme de două sezoane în Divizia A pentru Corbi.